inclusiv și astăzi, dumnealor, au solicitat o întrerupere pentru a face cunoștință cu demersul procurorului, pe prima faptul că, data 24, în locul 4, a primit copii demersului. S-a semnat faptul că a primit demersul. Însă, astăzi, în instanță, au invocat precum că nu au primit demersul. Iarăși este o intenție a părții apărării de a trăgna cât mai mult procesul penal. Procurorul este un mincinos jumătate. I-am demonstrat lucrul acesta de mai multe ori și la fiecare ședință vine cu minciuni noi. Parcă la noi nu mai contează nimic. Atunci când este dictatură, negru poate fi alb și alb poate fi negru. Cât despre cererea de prelungire a măsurii de reprimare cu încă 60 de zile, Chirtoacă a calificat argumentele procurorului ca fiind lipsite de sens. Totuși, fostul edil a evitat să spună ce ar fi făcut dacă nu mai era să fie cercetat sub control judiciar. Și că să nu influențeze martorii. Păi da, acele persoane se găsesc tot în Chișinău. Ele nu se găsesc la Băl, la Urhei sau în altă parte. De ce se crede că dacă aș fi putut circula în toată Republica Moldova sau inclusiv peste hotare, ar fi fost o problemă? Astăzi, avocații urmau să-i adreseze din nou întrebări viceprimarului general Nistor Grozavo, dar instanța a decis să amâne audierea pentru mijlocul lunii octombrie, când va avea loc următoarea ședință de judecată. Dorin Chirtoacă a fost reținut în dosarul parcărilor cu plata anul trecut pe 26 mai. Fostul primar general este învinuit de trafic de influență și riscă de la 3 la 7 ani de pușcărie. Acesta mai este cercetat și pentru prejudicierea bugetului municipal cu aproape 66 de milioane de lei. Dosarul în cauză se află abia la etapa urmăririi penale. Fostul edil se declară nevinovat.